Liliana Pogolș a menționat că examenele de bacalaureat se vor desfășura în perioada 4-22 iunie. Potrivit sursei citate, la sesiunea de BAC sunt înscriși 16.773 de candidați. În acest an, cu 10 din oficiu la limba străină, se vor alege 1.298 de elevi. Candidații susțin examenul în centrele de bacalaureat, dotate cu monitorizare video, numărul cărora a fost majorat față de anul precedent, de la 88 la 93. Susținerea examenului național de bacalaureat este unul sigur și cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID. Numărul de candidați într-un centru variază de la 6 candidați la 297 de candidați. Și numărul centrelor republicane de evaluare va fi sporit de la 2 la 4 și vor fi 2 de contestare, spune Pogolșa. În cadrul comisiilor republicane de evaluare vor participa circa 600 de profesori evaluatori și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării monitorizează perioada sau procedura de vaccinare a cadrelor didactice pentru participarea la această procedură de verificare a competențelor elevilor de la treapta liceală. În cadrul instituțiilor se vor aplica toate măsurile de prevenire a COVID-19. Purtarea măștii de protecție este obligatorie de către participanți. Ministrul a mai menționat că testarea în învățământul primar va fi obligatorie pentru elevii din clasa a 4-a în perioada 12-20 mai.